Astăzi vreau să vă anunț că USR, în cadrul biroului permanent din Senat, a solicitat chemarea ministrului Predoiu, ministrul Justiției, la ora Guvernului, pentru a da explicații cu privire la afirmațiile pe care le-a lansat în spațiu public zilele trecute, respectiv faptul că știe că o persoană este achitată într-un dosar în care judecătorii nu pronunțase soluția. USR consideră că acesta este un act grav de ingerință care afectează independența justiției. În actul justiției nu poate interveni nimeni altcineva decât instanțele judecătorești, procurorii. Ori, în situația de față, știm foarte bine că ministrul justiției și-a explicat această afirmație, spunând că este o gafă, dar că știe de pe surse neoficiale pe care nu le-a verificat această soluție din dosar. Considerăm de asemenea extrem de gravă și această explicație, cum că un ministru al justiției cunoaște de pe surse neoficiale soluții din dosarele penale. Considerăm că ministrul Predoiu nu a afirmat aceste lucruri în mod întâmplător. Mai mult decât atât, a doua zi după ce a făcut această declarație care defăimează grav justiția din România, a chemat la Ministerul Justiției una dintre judecătoarele din dosar. Ori, până la acest moment, ministrul Justiției nu a dat explicare cu privire la această situație, cu privire la faptele și actele sale, fiindcă a făcut și afirmații și iată a făcut și fapte. Chemând pe doamna judecător Jderu la minister, sub auspiciile unei proceduri pe care dumneai ei trebuie să o urmeze, fiind candidat la CEDO în cadrul adunării parlamentare de pe lângă Consiliul Europei, ministrul Justiției își explică de ce a luat contact cu doamna judecător. Mai mult, eu aș spune că domnul ministru putea foarte bine să se, dacă într-adevăr făcuse o gafă, putea să se oprească din aceste fapte și să explice ce înseamnă pentru dânsul surse neoficiale și cum a ajuns să afle o astfel de soluție, bâlbâindu-se practic în zilele următoare, explicând ceea ce nu avea cum să cunoască vreodată. Respectiv, un ministru de justiție nu poate să cunoască o soluție dintr-un dosar. USR consideră că ministrul justiției trebuie să plece de pe postul de ministru de justiție. Justiția din România merită mai mult. Suntem la 6 ani de când românii au stat în stradă și au cerut independența justiției. Ne aflăm în același punct, după 6 ani, în care un ministru pune presiuni. Românii își exprimă aceste nemulțumiri constant în sondajele publice atunci când afirmă că nu au încredere în justiție, spunând că implicările politicienilor, declarațiile lor, faptele lor, conduc la o neîncredere masivă în actul de justiție. Așadar, considerăm foarte întemeiat gestul USR de a-l chema în Parlament pe ministrul justiției să dea aceste explicații. Mai mult decât atât, afirm că le-am cerut demisia încă din prima clipă în care a făcut această afirmație. Ministrul Predoiu nu este o persoană inocentă, este un om pregătit, care cunoaște foarte bine și are la el cuvintele atunci când se exprimă, așa încât dacă a exprimat o astfel de soluție înainte să se pronunțe instanța de judecată, trebuie să dea explicații serioase și să părăsească acest post pentru care nu mai poate să fie demn. Vă mulțumesc!